Pentru proiectul cu centenarul Unirii, ce finanțări aveți, de unde aveți bani, ce speranțe aveți în privința finanțării de la București? Noi am identificat două surse de finanțare. Este bugetul propriu al județului Alba, respectiv fondurile guvernamentale. Deocamdată avem un contract de finanțare pe ordonanța 28, încheiat cu Guvernul României, pentru finanțarea sălii Unirii. Un contract care ar asigura, din punct de vedere tehnic, reabilitarea și, să-i spunem, chiar și o refuncționalizare a sălii Unirii pentru pregătirea centralului din 2018. În rest, bugetul propriu asigură, spunem, restaurarea obiectelor din sala Unirii și nu numai, și implementarea celorlalte proiecte care vor fi dedicate centenarului Unirii și nu numai. Ați putea face o estimare în privința finanțării care ar trebui să o asigure Consiliul Județean pentru restul proiectelor pentru Centenarul Unirii? Suma depășește 5 milioane de euro pe proiectele care ar trebui să le implementăm până la sfârșitul anului 2022. Ați putea să ne dați și câteva exemple de proiecte? Sigur că da. Este finalizarea Muzeii Iconului, care se va termina undeva până în luna mai. Avem fonduri norvegiene, deci fonduri atrase. Este Sala Unirii și Muzeul Național a Unirii, care noi sperăm să fie Sala Unirii funcțională la 1 decembrie 2018 și Muzeul Național a Unirii undeva în 2019.